Acest dispecerat funcționează deja în multe județe din țară, fiind realizat în baza unei dispoziții comune a Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Dispecerul integrat se află la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, acolo unde vor fi preluate toate apelurile venite prin sistemul unic de urgență 112 din competența celor două instituții. Potrivit procedurilor comune de lucru, dispecerul integrat asigură permanent preluarea apelurilor de urgență transmise prin sistemul unic pentru apeluri de urgență 112, cunoaște permanent capacitatea operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. În urma constituirii acestui dispecerat integrat, în clădirea din spatele meu se vor afla permanent operatori ai pompierilor, ai jandarmeriei, ai ambulanței, dar și ai poliției. Toți aceștia vor fi conectați 24 de ore din 24 cu dumneavoastră pentru a vă prelua toate apelurile care vor sosi prin intermediul Serviciului Unic de Urgență 112. Principalul scop al acestor activități și acțiuni este scurtarea timpului de intervenție. În cazul urgențelor medicale ce presupun intervenția echipajelor SMURD sau Serviciul Județean de Ambulanță, apelurile sunt preluate de operatorii medicali, iar activitatea e coordonată de un medic sau asistent medical. Fiind în aceeași locație, acolo la dispecerul integrat de urgență se găsește nu numai Serviciul Județean de Ambulanță, ci și alte structuri specializate, respectiv SMURD-ul, pompierii, și atunci, automat, când se primește de la o anumită locație un incident, care poate fi medical sau nemedical, imediat este preluat și se face în continuare colaborarea cu structurile respective din agențiile specializate ce se află în aceeași locație. Asta scurtează timpul de a transmite solicitarea echipajelor de intervenție. Toate apelurile de urgență care implică intervenția echipajelor menționate sunt gestionate în cadrul acestui dispecerat. Fără a se mai transfera apelul, operatorii alertează direct echipajele de prim ajutor la nivel județean.